vreau să vă spun în primul rând că nu știu dacă știți sau nu. Păi ce treaba mea cu Anca, că Anca nu stă cu mine în casă, Anca stă în casa ei. Dacă știți, am lăsat casă de 2 milioane de euro lui Anca. Nu știu dacă știți. Bine, nu mă numai lui Anca, și la nepoșii lui Alin. Am lăsat casa ei lor. Aici e casa lui patrona, stau în casa lui mama mea. E normal. Fiecare părinte muncește pentru copiii lui. Că Anca e regina așa trei. Da, nu ne interesează. Este mama copiilor mei și nu vreau să vorbesc. Știți foarte bine relația dintre mine și Anca, nu mai este de 20-25 de ani. Problema este că eu m-am însurat acum cu Aura, am căzut de comun acord, doar mai durează încă o lună să termin cu divorțul și după aia vom face nunta împreună pe TikTok. Să nu-mi vopsesc părul, Moni, sau cine, nu mai știu. Ce zice? De ce port perucă? Pentru că nu vreau să-mi vopsesc părul meu natural. Ce? Da. Mie îmi place așa cum e, mă, prieten. Eu, dacă mie îmi place așa cum e, mie îmi place de ea, ce vreți să-mi fac eu? Ce vreți să vă spun acum? Nu căutați perfecțiunea, nu găsiți. Acum. Păi da, dar ori spuneți mie că am îmbătrânit. Da, eu recunosc că am îmbătrânit, pentru că... Toată lumea îmbătrânește. Toată lumea îmbătrânește și toată lumea moare. Fiecare nu-și dorește să moară acum. Își dorește să trăiască cât mai mult, dar știți că toți acolo ajungem. Dacă sunteți realiști. Dar doar acum să ne bucurăm de viață. Noi suntem încă tineri, eu cred eu, și ar trebui să ne distrăm, să ne facem viața. Să nu mai spuneți de bunica mea. Ia zi, Leule. Să nu mai spuneți de bunica mea, Aura. Că vin peste voi. Vedeți, și lui Leuțu îi place că... Cam e tânără bunica lui. A crezut că vezi și tu cu Marie în cap. Ce ai făcut, Marie? Muncesc. Foarte bine. Făcut o curățenie în bucătărie. Deci, patroana, prieteni, haide să vă spun eu. Unde? Că toți care mă cunoașteți și știți cât de cât ceva despre mine, eu nu am adus pe niciuna oficial acasă, nici pe Dana. Nici pe Dana n-am adus-o acasă. Evidenția este prima femeie care am adus-o acasă oficial. Dar nu am adus-o eu acasă. A adus-o patroana. Nu e așa, Aura? Da. Deci a adus-o patroana, băi, prieteni. Deci patroana este foarte fericită, foarte bucuroasă. A fost toată familia de acord. Plus Luci, sora mea Luci, nu Olga? Sora mea Luci, foarte fericită, patroana, foarte fericită. Olga a sunat și ea, e foarte fericită, toată lumea, toată țigănimea este foarte fericită. Pentru că Aura a fost gagica mea, a fost iubita mea și acum mult timp, vreo 15-20 de ani acum, eu am fost împreună cu Aura. Dar nu ne-am înțeles atunci. N-a fost să fie. N-a fost să fie. Iar problema e acum când ne-am reîntâlnit, am considerat că este foarte bine să facem pasul ăsta și să fim împreună, prieteni. Problema este că am divorțul pe 3 decembrie. După divorț voi face nunta cu... Da? Nu, că vorbesc cu Fanny. După divorț voi face nunta cu Aura. Și o să mă vedeți că fac nunta cu Aura. Voi tot așa spuneți, vorbiți la mișto. Dar credeți-mă că tot timpul v-am spus adevărul. Dacă toată familia este fericită, toată familia le convine, ce vreți să fac? Să fac ceva ce nu vă convine vouă? Ce ați vrea voi să fac? Înainte că nu aveam pe nimeni, nu era bine. Îmi spuneați toți, ai îmbătrânit, nu te mai iubește nimeni, nu te mai vrea nimeni. Acum, dacă am găsit o fată tânără și frumoasă, îmi spuneți toți că nu e bine. Păi ce să fac să fie bine? Păi ce să fac, mă, prieten, să fie bine? Deci, pe bune. Deci, voi ce vreți să fac? Ce vreți să fac acum să fie bine? Da, uitați, v-am măsurat, ea este... O știți foarte bine, o știți și voi. Are contul de YouTube și contul aici de TikTok, o cheamă Aura B. Aura B. Adică Aura B. Dar se scrie Aura B.
și contul de YouTube și contul de TikTok. Și pe contul de YouTube să vedeți că are foarte multe melodii. Ea este cântăreață. Este chiar ce place mie, prieten. Pentru că știți că mie îmi place foarte mult muzica. Și dacă îmi place muzica și a dat Dumnezeu acum să ne reîntâlnim, am hotărât ca... Am hotărât să fim împreună datorită și faptului că îmi place muzica. Eu, credeți-mă că o iubesc din tot sufletul. Deci am uitat de toate femeile din viața mea. Deci credeți-mă, nu mai am nicio pretenție nici de la Dana Criminalul, nu mai am nimic. Că ar fi trebuit cu Dana să am pretenție la ea, să-mi iau banii înapoi, să tot. Dar nu mai mă interesează niciun ban, îi acord divorțul și să-și vadă și ea de treaba ei și eu de treaba mea. Pentru că acum sunt fericit, prieteni. Spuneți-mi mie ce nu vă convine vouă că sunt fericit. Spuneți acum ce nu vă convine. Deci dacă toată familia e fericită, băi, toată familia, mama, copiii, nepoții, toți, ia vino leune cu aceștia arătele la lume. Ia spune, vino cu aceștia, ești fericit sau nu? Hai să vă spune nepotul meu. Da, sunt fericit că am o bunică nouă. Deci vedeți, uitați toți și Alex și Albina, toată ziua au stat astăzi numai cu Aura. Deci copiii, nepoții sunt foarte fericiți, mai ales patroana. Să vedeți cum se trezește dimineața, păi cum e fericită. Bunicule, patroana e nepotul tău, e nepoata ta? Da, patroana e nepoata mea. Patroana e mama, băi. De ce vreți, mă, prieteni, spuneți voi mie ce nu vă convine. Că văd că sunteți aproape 2000 de oameni în live. Vă mulțumesc tuturor care ați vrut să știți știrea asta. Știți că e în exclusivitate, e prima... E prima dată, adică e prima, adică n-am mai apărut niciunde cu ea. Chiar e prima dată, e în premieră. Aici la voi, prieteni, am vrut ca să mi împărtășesc toate gândurile cu voi. Hai, dacă vreți să întrebați ceva și pe ea. Puteți să scrieți, dar eu nu știu să citesc acum, Aura. Zice ceva pentru tine sau nu zice nimeni nimic? Sau ia niște peiturile cu figuri. Degeaba scrieți acolo orice vreți răutăților, că nu, n-o las. Gata, e nevasta mea, n-aveți ce să mai faceți. Dar e vorba nu că ne-am da. Nu ne-am mai înțeles pentru cine întreabă de ce m-am despărțit de Ralph. Nu ne-am mai înțeles. Da, și nu mai contează. Important e că suntem împreună. Mai contează ce am făcut în trecut și eu ce am făcut în trecut și ea ce am făcut în trecut. Pe mine nu mă interesează, mă interesează prezentul, prieteni. Mie mi se pare normal și mă interesează prezentul. Nu mă interesează ca femeia mea să o întreb ce a făcut ea acum 2 ani sau 5 ani sau 3 ani. Nu mă interesează, mă interesează ce face de aici încolo. Dar este o fată extraordinară. Deci credeți-mă că parcă mi-a trimis-o Dumnezeu cu mâna în viața mea. Pentru că o cunosc de mult timp, nu o cunosc de acum. Tot timpul am ținut legătura, am mai vorbit la telefon. Și este chiar o fată deosebită. În primul rând să știți că nu s-a cuplat cu mine pentru bani. Are și ea bani, are case, are mașini. Deci chiar la ora asta poate e mai bogată ca mine. Păi nu știu dacă vă convine sau nu, că acum dacă până acum ziceați că sunt sărac, acum dacă are Aura, nu e bine că am găsit-o așa. Păi ce să vă fac, mă, prieteni? Deci eu sunt foarte fericit că am o bunică nouă și o iubesc foarte mult. Uită-te, mă, la cameră când le spui la oameni. O iubesc foarte mult. Că uite, se uită 2500 de persoane la tine, Leone. O iubesc foarte mult. E, vedeți, prieteni, toată lumea e fericită. M-aș mira să stea cu tine. Păi cum adică să stea cu mine dacă eu am luat-o de nevastă și am luat de bărbat? Vă mai puneți problema dacă stă cu mine? Păi serios, zilești tu, Aura, ceva. Păi eu cunosc pe Aura de când era mică. Mică? Da, și ea are prieten 39 de ani și eu am 46. Sunt mai mare cu 7 ani. N-am venit să plec. Păi da, chiar n-a venit să pleacă. Dacă aveam alte gânduri, n-aș fi implicat și familia. Deci.
Anca e în casa ei, dacă tot întrebați. Anca e în casa ei dincolo. Deci Anca stă în altă casă, dincolo. Anca e în casa ei, acolo e casa ei, acolo e ea. Normal că nu puteam să o aduc pe Aura peste Anca în casă. Mihaela? Care Mihaela? Nu știu. Mihaela lui Alin, probabil. Da, Mihaela cu Alin stau în casă la Anca acolo, dar nu sunt acasă acum. Nu pot fi pe gustul tuturor, așa că... Uite ce m-ai învățat, Florian. Vă pupăm și vă mulțumim frumos tuturor care sunteți de partea noastră. Dar credeți-mă și voi... Este vorba, când două persoane se plac și sunt îndrăgostiți unul de altul, e un sentiment frumos, voi prieteni. Eu nu sunt ca voi, eu tot timpul am fost îndrăgostit când a trebuit să fiu cu cineva. Da, eu nu sunt, nu vă supărați pe mine, prietenii mei și fanii mei, deci noi chiar ne înțelegem foarte bine, ne placem unul pe altul și chiar suntem fericiți. Deci chiar suntem fericiți. O să plecăm în vacanță în Dubai acum de sărbători. Dar până atunci o să mai scoatem două melodii. În prim plan Aura. Și mai facem două melodii, tot pentru voi facem aceste melodii. Așa, vreți să vă punem măcar, știți foarte bine că noi am scos o melodie împreună. Ați ascultat-o? Melodia este pe canalul de YouTube al meu și se cheamă Leo Leo, lasă fetele.